Pe 26 iulie este sărbătoarea Sfinților Ioachim și Ana, părinții preasfintei Fecioare Maria și bunicii lui Isus. De 2 ani încoace, în duminica premergătoare acestei sărbători, Biserica celebrează Ziua Mondială a Bunicilor și a Bătrânilor, instituită de Papa Francisc. Vocația bătrânilor este de a păzi rădăcinile, de a transmite tinerilor credința și de a avea grijă de cei mici, scria Papa în mesajul de anul trecut pentru această sărbătoare. În Beit Zahur trăiește familia Shomali, compusă din 4 generații. O familie care este un exemplu viu de transmitere a credinței de la o generație la alta. Credința se transmite ca moștenire. Nepoții mă văd mergând la liturghie în fiecare duminică. Acasă ne rugăm împreună. Am studiat în școli catolice, am primit o educație creștină. Părinții mei au fost mereu în contact cu preoții și surorile, care ne-au dat un exemplu bun. Mama locuiește împreună cu noi și ne încurajează mereu să ne rugăm și să participăm la liturghie. Ca și copii, am fost crescuți din punct de vedere spiritual de către părinții noștri. Credința se transmite în primul rând ca moștenire culturală. Când am aprofundat credința, am devenit creștini într-un mod mai conștient. Când eram copii, dormeam în fiecare sâmbătă la bunica mea și ne trezeam de vreme duminică dimineața pentru a merge cu ea la liturghie. Păstrez cu sfințenie credința și iubirea pe care mi le-au transmis bunicii mei, vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții și le voi da mai departe. Chiar și când copiii au crescut, au luat-o pe drumul lor și au părăsit casa părintească, singurătatea nu și-a găsit loc în inimile bunicilor care se încred în cuvântul Domnului. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Când suntem singuri acasă, citim Biblia și mereu ne rugăm împreună rozariul, aprindem lumânări și tămâie. Dumnezeu este întotdeauna cu noi, chiar și când suntem singuri. Timp de mulți ani, în fiecare duminică, luam prânzul acasă cu toată familia. Șaucat este la pensie de câțiva ani, dar pentru el proclamarea Evangheliei și transmiterea experienței vii a credinței este o datorie pentru întreaga viață. Deși suntem adulți și avem familie și copii, continuăm să învățăm de la părinții și bunicii noștri despre apartenența la biserică și la Dumnezeu. Există un proverb arab care spune: dacă sunt mai mare decât tine cu o zi, sunt mai înțelept decât tine cu un an. Bunicul îmi e ca un tată, frate și prieten, m-a învățat multe lucruri încă de când eram mică. Îi mulțumesc bunicului meu pentru tot ceea ce m-a învățat și pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut pentru mine încă de când eram o copilă. Biblia recomandă să avem grijă de părinți și de bunici. Iisus însuși, de pe cruce, a încredințat grija mamei sale ucenicului Ioan. Imaginea tatălui și a mamei ocupă un loc special în Biblie și în istoria mântuirii. Am în fața mea un pasaj din cartea lui Ben Sirach. Cel care își cinstește tatăl își ispășește păcatele, cel care își cinstește mama este ca unul care adună comori. Cel care își onorează tatăl va avea bucurie de la copiii săi și va fi ascultat când se va ruga. Părintele Issa a povestit și că nepotul autorului cărții lui Ben Sirach a tradus cartea bunicului său din ebraică în greacă. Un frumos exemplu de transmitere a credinței de la o generație la alta.